Moldova, o parte de stat, din zona centrală, la 1 după sat, numărul 430, este Biserica Sfinților Arhanghelului Mihail de Mătăuță, datată cu anul 1916. Ține biserici din țara noastră au așa vechime, inclusiv biserica noastră, care anul trecut, în 2016, a împlinit vârsta de 200 de ani. În urma investigațiilor de arhivă s-a descoperit cu părere de loc că despre istoria acestui locaj de cult avem puține informații, așa cum v-am menționat perimetrul, cum v-a relatat. Iar cele existente sunt foarte laconice, în sensul că ne dau doar date generale. Mărcăuți, Comuna Susleni, Plasa Ochei. Biserica cu hramul în Cinchea Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, din piatră, zidită la 1816, prin străduința emoriașilor și a moșierului Toma Panicopoulos. A fost restaurată în 1886. Până în 1816, în Mărcăuță, a existat o biserică din lemn. Cea mai veche mențiune despre existența ei o avem din 1816.